un teren de sport ca oricare altul. Cu sportivi entuziaști și spectatori și mai entuziaști. Poate și dumneavoastră sunteți pe aici. Vă recunoașteți? Da? Cui nu-i place sportul? Și eu fac sport. Poate și dumneavoastră. Și Ilie face sport. Mioara, filatoare și capitanul echipei noastre de volei. După amiază avem meci. Eu sunt Toma, strungar și responsabil sportiv al fabricii. Dar să nu-mi cereți bilete de meci, că nu am. Erați casier, dar adevărata mea pasiune e turismul. Munți, prăpăstii, stânci, torente! Mi-a costat, dar oamenii îmi zic moș. E acasă. Grigore, manipulant și triplu campion la Pronosport. Eu sunt Vasile, meșter tâmplar, așa că saltare taică și noroc. Ionescu, actor și pasionat sportiv în tribună. Tudorică, contabil șef. Și fotbalist. Am un șut trăznet. Da, eu sunt Ilie. Sport? Da. Orice, dar sport nu pot, nu pot. Sunt prea greoi, prea... Și chiar dacă aș vrea să încep, nu pot. Mâine plec în concediu să mă odihnesc la mult. Să mă odihnesc. Ah! Vă rog,
Nu știți unde e vila Brăduleț? Ba da. Cum urci coasta, ocolești păduricea, treci colina, cobor valea, mai urci puțin și gata. Și gata. Ai ajuns. Am ajuns. Ce repede. Păi sigur că da. Vezi că coasta, păduricea, colina, valea, de-a... Mai bine mă întorc la gară, poate trece vreo căruță. Turismul! Ba, fotbalul mi-a important! Te rog să nu-mi influențezi oamenii! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Și așa lipsește un om de la echipă. N-are face, tot turismul e sportul numărul 1. Ba fotbalul, ba turismul, ba fotbalul, turismul, ba fotbalul, ba fotbalul. Iar vă certați? Dacă dumnealui vrea să-mi ia oamenii din echipă. Bucurați-vă. De ce, ce? Vine un sportiv nou. Sportiv? Mai e mult? Nu, mai e ceva. E prima oară când fac alpinism. Să începem repetiția, da? Cântecul pentru inaugurarea ștrandului, pe care îl va cânta Ierase. Ce seri, vise sudișor păzorilor, spuseră taină florilor. Priseriștea viața mea, limpede ca inima, când în ea a zâmbit dragostea. Ce seri, vise sudișor păzorilor, spuseră taină florilor. Bună ziua! Bună ziua! La timp ai venit! Avem un teren de fotbal, o grozăvie. Dumneata vei juca în stânga. Tu trebuie să pasezi mingea mie. Eu de pe jurul Popescu, Popescu lui Ionescu, Ionescu îmi pasează, eu mă apropii de poartă cu forță! Șut! Bă! Mulțumesc! Ai fost grozav! Auzi concediu! Să alegi după minge! Să câmpui, să ne dușești! Așa, da? Pe când turismul, turismul e cu totul altceva. În frunți primești, prăpăști, stânci, torente. Ce să fac? Te rog să nu-i influențezi. Degeaba. De fotbal tot nu e bun. Nu sunt bun. E prea gras. Sunt prea gras. E molău. Sunt molău. Ia te rog, știi? Te rog, fotbalistule. Ia-l pe dumnealui. Dumnealui? Nu-l cunoști? E maestru al sportului. Cei trei ne ajută la formarea echipii, dar nu poate să joace cu noi. E campion. Cum și... Dacă e campion, nu joacă? Sigur, noi suntem începători. Păi atunci cum? El nu și eu, da? Păi de ce ești campion? Tu nu vezi? E boxer. Da. Avem o sală de box, o minune. Da, nu, nu, boxer am fost când eram mai mititel. Acum sunt campion la un sport care nu se poate face pe munte. La ce? La not. Asta e. Tu ești de bine că mi-a scăpat. L-ai speriat cu fotbalul tău. Ba cu alpinismul. A, cu totul. Și ce mai frumos e că nici nu știe care ștrand. Când o vedea, parcă l-a bucuria lui. Ce-și din apă? Uite, dar eu sunt Sandu, el e Petrica. Da, eu sunt Petrica. Pe locuri, fiți gata, da! Hai, Mihoara! Hai, Mihoara! Campion? Campion înătător? Abia aștept să-l cunosc. Nu știți cum înoată? Craul, bras, fluture? Fluture? Poate.
de balenă. Băi, Toma, sunt ceva anișor de când nu ne-am mai văzut. Tu pe unde mai lucrezi acum? La răsărit, fabrica de încălțăminte. Sunt cel mai bun din toată secția. Aia. Dacă nu crezi, eu. Nu! Aici. Organizându-și cât mai bine munca, tovarășul Ilie Neilie a reușit să depășească norma bătând 100 de cuie de placheuri în numai 64 de secunde. 64 de secunde, 100. Păi știi tu ce e asta? Toma! Bravo! Ne mai vedem noi. Îmi dați voie să vă felicit. Pentru ce? 164 de secunde e un record. Eu nu am reușit niciodată să realizez mai puțin de 80 de secunde și 30. Cum și dumneata te ocupi cu... Da, dar eu sunt începătoare. N-are a face. Dacă o să muncești cu nădejde, poți să ajungi departe. Crezi? Sigur că da. După părerea mea, totul e cum pui talpa, cum bați. Ah, startul! Te-aș ruga ceva. Să-mi dai o fotografie. O fotografie? Da, pentru gazeta de ferete. Cu plăcere. Poftim. Aș prefera una în costum de baie. Dar ce, așa nu-s destul de arătos? Ba da. Am găsit cineva să ride pe trambulină la inaugurarea ștrandului. El va sări. Păcat! De ce păcat? Păcat că trambulina nu are decât 6 metri. Da, pentru o săritură artistică e cam puțin. Oare o să primească? Când primească? Trebuie să insistăm! Dar sigur că da! Poate... Când o sări Ilie! De pe trambulină? Cu grație! Ca un bolid! Bună dimineața! Duminica viitoare este inaugurarea ștrandului nostru. Ștrand? Desigur, nu are amenajare de concurs. Dar e o realizare a noastră și te invităm și pe dumneata. Primesc cu toată plăcerea! Bravo! A primit! Iar la sfârșitul inaugurării vei sări de pe trambulina cea mare. Ah, voi sări de pe... Poftim? Pe trambulină. Aia de 6 metri. Tovarăș, dar eu nu știu... Se modest! Te mai gândești și... ne dai răspunsul mai târziu. Ce să mai... Nu te pripi! M-a strigat cineva? Pleci! Nu, abia am venit. Dar cu geamantanele astea ce e? Nimic. Sunt ale mele, cu lucruri. Dar umbrela? Dacă plouă. Și pardesiul? Dacă mi se face frig. Ilie, tu mi-ascunzi ceva. Pătura, dacă mi se face somn. Ilie, vrei să pleci tocmai acum, când toată lumea așteaptă de la tine săritura de pe trambulină? Când vom fi mândri de tine? Iar după ce vei sări, eu îți voi oferi un buchet de flori. Nu mai plec.
acolo? Duc picioarele ca broasca. Ce? Mă odihnem. Ca să vedeți. Da. Va să zică, marele campion nici nu știe să înnoate. N-am mințit pe toți. Nu, nu, n-am mințit pe nimeni. Cum n-am mințit? Așa e el, e frică de sport. Zice că nu poate, că e prea greoi. Atunci de ce a spus că e campion? Da. Doar așa ca să scape de Gherasie și de Tudorică cu fotbalul lui. Bine, las că-i arătăm. Nu, nu. De ce? Mai bine vă faceți că nu știți nimic. De ce? O să vedeți. Nu pot, nu pot. Hai. Nu pot, degeaba. Și inaugurarea-i duminică. Parcă mă văd cocoțat în vârful trambulinii. E, de acolo dacă îmi dau drumul, ajung eu jos, că nu o să iau la dreapta așa din senin. Dar vorba e jos, în apă, acolo, ce mă fac, că nu știu să nu nici cât o greblă. Hai, vino, te țin eu. Mergi? Toma, ce s-a întâmplat? Vine Grigore, salvează-mă! Bravo, Ilie! Te-a întâlnit, ai? Așa, flăcăule! Așa! Dar Toma unde e? Că nu-l văd aici. Nu știu, pe aici. Îl știu pe Toma. Câte are el pe cap? Da, cu cartea asta ce faci? Îl învăț pe Toma să înnoate. Bună ziua! Saltare, taică și noroc! Nu vă supărați! Aș vrea să vă întreb ceva. Întreabă-mă, taică! Credeți că până la inaugurarea ștrandului o să fie gata trambulina asta? Fii liniștit, taică, o să fie gata precis! N-ar fi mai bine să o faceți mai mică, mai scurtă, așa, pentru economie de material. Nu, nu, așa trebuie. Dacă era după mine, nici nu mai făceam deloc. De ce e primejdios? Păi, gândește-te și dumneata, ușor e să sări de la dita mai înălțimea. Poți să-ți rupi un picior ca nimic? Crezi? Nu întotdeauna. Uneori poți să ți le rup și pe amândouă. Bă, taică, eu nu înțeleg. Dacă vreau omul să facă baie, de ce nu face ca pe vremea mea? Cum adică? Să iau un săpun cheia, să intre în apă și să-și spele. De ce să-și rupă gâtul? Parcă spuneai picioarele. Ce picioarele? Dar nu s-ar putea așa, din întâmplare, să scap și nerup? Ba da! Dacă te neci... Ia priviți! Încearcă rezistența pilonilor! Cum să cunoaște rotătorul de clasă? E gata și afiș! Ce afiș? La inaugurare va fi și un meci de box! Dar ce box? Și cine boxează? Eu boxez! Cu cine? Încă n-am găsit! Am găsit eu! Cine? Eu? Da, dumneata! La inaugurare, hai să susții și un meci de box! Da, box! Avem până acum un singur boxer! Tovarășul Nicolae de la Reșița! Eu cred că un box de unul singur ar fi mult mai interesant. Să dea așa, iar să dea... E, da, dar trebuie să fie și unul care să încaseze. Și pentru asta ne-am gândit la dumneata. A, matale, ești boxer. Boxer? Nu, nu, nu sunt. Păi n-ai spus dumneata că ești boxer? Da, am fost, dar când eram mic. Ori, poate ne-ai mințit. Stai. Uite, și eu am avut un cumnat boxer. Și a expirat dintr-un knockout peste oi. Va să zică? Ne-am înțeles. Trei reprize a câte două minute. Taman bine. Uite, la cumnatul meu cam la fel a fost. Primele 14 reprize, a mers cum a mers. Dar nefericirea lui a fost că mai era și a 15-a. Să-l fi văzut.
Bun băiat. Dumnezeu să-l odihnească. Astea sunt superstiții. Deși Nicolae este un începător, este un boxer bun. Se poate. Ce nu se poate? Dacă partenerul este un începător și dumnealui un boxer cu experiență, nu se poate. Sigur, nu se poate. Dar de ce nu se poate? Păi nu vă gândiți dacă îi dă una mai tare? Da. Da? Dacă îi dă una mai tare? Îl faci knockout. Foarte simplu, nu-i dai. O fi simplu pentru dumneata, care nu ești sportiv, care nu ai în sânge patima boxului. Păi nu vă dați seama, un uppercut, o directă cu dreapta, un offside cu stânga, un hands la centură. Ia stai, dar nu știi ce spui. Asta e. Când mă înfierbând, nu mai știu ce spun, nu mai știu ce vorbesc. Când mă urc pe ring, nu mai țin seama de nimic. Bat, distrug, omor, ce mai... E, uite așa a început și la cumnată meu. Bine, dar au fost și boxeri care au făcut meciuri demonstrative. Ca pe un... Dar ce ăla-i boxer? Cum? Pe unui boxer? E un boxer foarte bun. Sigur. Foarte bun. Află dacă vrei să știi că l-am bătut pe păun al dumitale de l-am snopit. Întâi l-a luat într-o serie cu dreapta paca-paca, formă o bombă cu stânga și formă tros. Și gata. Atunci, chiar că nu se poate. Întâi paca-paca, pe urmă viș și la urmă trosc. A căzut și cu nasul în dușul meu. Chiar eu l-am ridicat și l-am dus de acolo. Cum să ridici tu de acolo când păun e de două ori mai greu ca tine? Păi... Am făcut două drumuri și gata. Așa. Respiră. Așa. Respiră iar. Merge? Merge. Sportul îți dă sănătate. Viață lungă. Îți dă viață lungă. Băleleu, băleleu, stai să mă însura. Băleleu, băleleu, băleleu. Moșule, te văd destul de sprinten. Vioi, ai făcut vreodată sport? Ei? Ce să fac? Sport! Mișcare! Nu, dai că n-am făcut! Ai văzut? Așteaptă! Moșule, vrei să stai puțin cu noi? Mă rog! N-ai făcut de niciun fel? Nu! Da, canotaj! Ce? Canotaj, cu barca! Ai făcut vreodată? Cu barca treci-o lacul în fiecare dimineață, când merg la lucru. Tot cu barca mă întorc, dar canotaj de ăsta, cum îi ziceți, n-am făcut. Da, cruz, curse, cu așa ceva te-ai ocupat? Nu, nici de astea. Eram obosit de alergătură. Păi, închipuiți-vă și dumneavoastră. Să alergi în fiecare zi aproape 10 km, ca să nu scap trenul la întoarcere. Mulțumesc, moș. Acum plec. Vreau să ajung cât mai degrabă în sat. Aha, ai obosit și vrei să te odihnești. Nu, taică, trebuie să fac ceva cumpărături, că duminica am nuntă. Ești obosit? Sunt. Dar văd că a început să meargă. Ba chiar îmi și place. Acum nu mai am nicio grijă. Cu notul văd că o scot la capăt. De box am scăpat. Dar tot cu o minciună. E bine. Ilie! Da! Da! Ilie! Ilie! Da! Ilie! Da! O veste bună! Bucură-te! Fericitule! A venit Păun! Da. Cine? Boxerul Păun. Ăla că l-a bătut Ilie. Așa că nu mai boxează Nicolae. Boxezi tu cu Păun. O să fie un meci revanșă. O groză fie. Parcă văd. Paca, paca. Prost. Sunt campion. Aole, oasele mele. Care trambulin?
Nici o trambulină. Nu boxez. Deschide. Deschide, sunt eu, Tudorică. Degeaba. Eu în not nu boxez. Ilie. Ilie. Aici jos, te așteaptă pe una. Lasă aștepte, nu fiu. Dorm. Păi văd că vorbești. Vorbesc din somn. Hai, Ilie, lasă gluma, deschide ușa. Nu pot. Am musafir. Hai să trăiești, Ilie. Să fii sănătos, Mike. Ce cățel frumos. Nene, mi-a plăcut dulceața. Bravo, pis. Noroc, Ilie, să trăiești. Maică, mai ai și pentru mine una. Ia-mă tu, Sico. Sigur că da. Hai, pleacă de aici, boi, pleacă de aici, nu te băga. Păi, șer, ia spune tu acum o poezie. Da, nene. Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț. El se jură că nu fură. Da, l-am prins. Cu rața în gură. Pe unde intră? Prin baie. De ce te-ai baricadat așa? Păi, e aici, mă deranjează toată ziua. Un du-te, vino, pacolo, pacolo. Poftim, cine e acolo? Eu sunt Nene Ilie. Sandu, tu ești Sandule. Eu sunt, dar pe mine mă cheamă Petrică. E, vezi? Ai dreptate. Nu merg, tovarăș. Hai, frate, n-auzi? Nu merg. Atunci nu vii la el? De ce să vie? De ce să vie? Lasă omul să stea acolo. Da, vino încă, n-auzi. Toma. Spune și dumneata, eu mă duc pe Gherase. Mă, ce să-ți spun? Unde e păun ăla? E aici. Aici? Nu, e în curte, se joacă cu Petrică. Ia să văd și eu cum arată. Nene Păun, Nene Păun, hai să mă urci în copac. Hai. Aoleu, Sandule, mai încet, am luat pe tăi. Ăsta-i pe unul, să poftească la meci. Îmi pare bine că te-ai hotărât să încerci. Nici o grijă. Îi arăt eu lui. Nu l-am cunoscut până acum. Dar vorba e ce mă fac pe urmă cu săritura de pe trambulină. Hai, te așteaptă pe un. Hai! Știi, ar fi bine ca înainte de meciul de box să faci și câteva mișcări de încălzire. Las că o să-i placă lui. Oh! Tovarășul Ilie și tovarășul Păun. Încântat. Păi nu, nu eu sunt Păun, Ilie. Eu sunt. Și pentru că tot spuneai că m-ai bătut nu știu când, sunt gata să iau revanșa. Bravo, Ilie! Bravo, Ilie! Am venit să te văd boxând. Eu arbitrez. Atenţiune! Dacă ești bun, câți copii vezi acolo? Doi. Dar și eu i-am tras.
știi că vrea să sară cu spatele. Da, 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 da. Stat naibii, mă, Ilie, ăsta. Da. Ce tehnică are! Extraordinar! Să leți, să leacă! Știe, sănate! Ultima zi de concediu, ne va cânta Tovarășul Gherasim. Din șoapta zorilor, spuse-nă taină florilor. Vesel ești ca piața mea, limpede ca inima, când în ea a zâmbit dragostea. Cer senin, în albastrul tău parcă zăresc ochii fetei ce iubesc. Și pe-ntinsul fără nor, gândul nostru călător, toarce-l din un fir de dor. Apoi când n-a sfințit, prima stea a licărit, ca un strop de argint tremurând. Înțeleg ce-mi spune ea, înțeleg că draga mea stă acum tot așa murmurând. Cer senin, vis țesut din șoapta stelelor și mireasma florilor. Spune-i celei ce iubesc că în gând eu îi doresc somn ușor, ușor și zin. Și că mâine-n zor de zi pe-amândoi ne va trezi soare nou pe cer senin. Film să ies campion?